Bună dragilor, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi un haul de cumpărături. Aveam nevoie de câteva lucruri și am ieșit să mă plimb prin magazine să văd ce mai găsesc. Am fost surprinsă să descoper faptul că ofertele de Black Friday încă mai sunt valabile, adică au acea etichetă cu Black Friday, și pentru că am profitat așa puțin de produsele pe care le-am găsit și care erau la ofertă, m-am întors cu mai multe produse decât mi-am propus atunci când am plecat de acasă, așa că m-am gândit să filmez și să vă arăt și vouă ce am cumpărat. Este destul de târziu, este 9 fără un sfert. Asta este și motivul pentru care nu avem lumină naturală, însă ne descurcăm cu ce avem. Am fost în 3 magazine, am fost în Crowdfat, în Action și în Deleize, și o să încep cu produsele pe care le-am cumpărat din Deleize, și anume, am cumpărat acest detergent, nu l-am încercat niciodată, este de la Dash, sunt capsulele astea de detergent pe care le pui acolo și ele ar trebui să-și facă treaba. Cele de la Ariel sunt foarte bune și chiar își fac treaba. Pe astea nu le-am încercat niciodată, dar aveam nevoie de detergent și am zis să merg să cumpăr. Și pentru că le-am găsit pe acestea la ofertă, una plus una gratis, am zis să le testez și pe astea, pentru că am mai văzut la fete pe YouTube și spuneau că sunt bune. Deci abia aștept să le încerc și să vedem dacă sunt la fel de bune ca cele de la Ariel. O să le pun aici pe un scaun ca să nu mă încurc cu ce vă arăt. Apă de gură era tot la fel una plus una gratis și pentru că le-am găsit la ofertă nu aveam nevoie de astea, însă pentru că le-am găsit la ofertă le-am cumpărat. Pe asta o folosește Adnan, le știți, vi le-am mai arătat. Asta mi se pare că una costă în jur de 6 euro, parcă așa. Iar Dash-ul, detergentul, a costat 9 euro, cam așa ceva, dar a fost una plus una gratis, deci e super. Și cam atât din Deleize, cred. Da, cam atât din Deleize. Din Action am cumpărat această, este singurul produs pe care l-am cumpărat, această lumânare de aici. Este cu măr și am dat vreo 2 euro și ceva, miroase foarte bine, este de la Glade. Eu nu am mai folosit lumânările de la Glade până acum, însă asta îmi place foarte bine și miroase în toată casa foarte bine. Haideți să vă arăt ce am cumpărat din Crowdfat. Hai să încep cu ce e mai voluminos aici, și anume pachetul acesta de șervețele. Au fost astea toate 3 pachete la 2 euro și m-am bucurat să văd că, nu le-am mai testat pe astea până acum, dar m-am bucurat să văd că sunt cu 3 straturi și eu am cu 4 acum în baie, dar vreau să le testez și pe astea, pentru că eu am testat doar cu 4 straturi și cu 2 straturi, așa că sunt foarte curioasă să văd cum sunt și astea. Am impresia că nu mai am aer, trebuie să mai și respir. Din Crowdfat am cumpărat la ofertă de Black Friday și m-am bucurat foarte tare să le găsesc. Sunt aceste paste de dinți de la Sensodyne și eu și Adnan le folosim și una este în jur de 6 euro, cam așa ceva. Ei bine, pe astea 3 le-am luat cu 10 euro pe toate 3 și m-am bucurat foarte tare pentru că asta înseamnă 3 euro și ceva una, ceea ce e un preț foarte, foarte bun. O să le pun aici pentru că nu mai am unde să le mai pun. Și am fost și la farmacie. Și pentru că am fost la farmacie vreau să vă arăt. Mi-am cumpărat un dezinfectant de mâini din ăsta tip spray. Eu am mai avut unul de la Anca Popescu și mi-a fost foarte util, însă nu am mai găsit pe nicăieri și m-am dus să întreb la farmacie. Am cumpărat 2, unul l-am lăsat în mașină și pe ăsta l-am adus aici ca să fie acolo de nevoie. Bun, haideți să continuăm cu ce am cumpărat din Crowdfat. Eu am mai ieșit din casă și pentru această apă de gură, pentru că mie mi se terminase. Asta este cea pe care o folosesc eu. Nu a fost la ofertă, nu mai știu cât am dat pe ea, dar nu a fost la ofertă. Am cumpărat-o la preț întreg, însă tot la ofertă de Black Friday am găsit aceste geluri de duș de la Palmolive. Inițial nu voiam să cumpăr, dar l-am deschis și am zis să miros, să văd cum miroase. Miroase genial. Știți cum sunt bomboanele alea cu alb și cu roșu de Crăciun, care sunt așa, parcă cu
fructe, ceva și cu lapte. Așa miroase gelul ăsta de duș. Miroase genial. Îmi place atât de tare când vine să-l mănânc. Dar este shower gel, nu este o cremă de duș. Ca și consistență, cremele de duș îmi plac mai mult decât gelurile de duș, însă acesta miroase foarte bine și abia aștept să-l folosesc. O să-l folosesc atunci mai aproape de Crăciun, pentru că mi se pare că te duce acolo cu gândul, e de acolo. A, și pe ăsta am dat 1 euro, deci a fost un preț extrem de bun și tot 1 euro am dat și pe acest gel de duș, este tot un gel de duș. Le-am văzut împreună acolo și am zis, ăsta știu că îmi place, gelurile de duș de la Palmolive îmi plac, însă pe ăsta nu l-am încercat niciodată, dacă l-ați încercat voi spuneți-mi ce părere aveți de el, însă... Am dat aici pe capac. Da, miroase foarte bine și am zis să îl testez și pe acesta. Un alt produs după care am ieșit să-l cumpăr, pentru că eu acum în baie am unul cu alge roșii de la DM. Este vorba de acest burețel coniac. Și mai am unul de rezervă. Însă vreau să-l schimb pe ăla și nu vreau să-l schimb tot cu cel cu alge roșii din DM, pentru că îmi place foarte tare și am zis să-l mai păstrez puțin pe ăla. Așa că am fost în crowdfat și știam că o să-l găsesc pe acesta cu cărbune activ. Și ăsta îmi place destul de tare, doar că acesta este puțin mai agresiv, să zic așa, mai dur cu tenul. Cel cu alge roșii și cu alge verzi din DM sunt mult mai fine decât acesta. Dar nici acesta nu este rău. Și l-am cumpărat și acesta a fost în jur de 2 euro și ceva, însă 2 euro sau 3 euro și ceva, nu știu exact să vă spun, că nu mai am bonul, însă nu a fost la ofertă, ăsta este prețul lui. Dar aveam nevoie de el, așa că l-am cumpărat. Și ultimul produs pe care l-am cumpărat tot la ofertă este vorba de acest gel de duș de la Dove cu castravete. Eu gelurile de duș de la Dove le-am tot încercat, însă pe acesta cu castravete nu l-am testat niciodată. Am zis să le testez și pe astea și în principiu produsele de la Dove mie îmi plac pentru că sunt foarte cremoase. Deci dacă nu-mi place mirosul, mi-e greu să cred că nu mi-ar plăcea, însă vom vedea și vă țin la curent. Și cam asta este tot pentru astăzi. Îmi cer scuze pentru lumina asta, care nu este cea mai bună, din păcate, astăzi. Dar eram foarte entuziasmată și foarte nerăbdătoare să filmez. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un thumbs up. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți. În cutiuța cu descrieri vă las întotdeauna Facebook-ul și Instagram-ul meu, deci puteți să mergeți să mă urmăriți și acolo dacă vreți. Eu în continuare vă las cu alte clipuri de ale mele pe aici, iar noi ne vedem în clipul următor. Bye!